din nou în direct, dragilor, iar acum am plăcerea de a-l avea alături de mine pe domnul doctor Cristian Bărbulescu. Bună ziua, domnule doctor, bine ați revenit la noi! Salut, mâna, bine v-am regăsit! Astăzi, dragilor, vom vorbi despre poliartrita reumatoidă, o afecțiune gravă, afecțiune care, dacă nu este tratată la timp, dar și corect, poate avea consecințe grave. Nu uitați, dragilor, nici de numărul de telefon afișat pe micul ecran, 0736 502 479, număr prin intermediul căruia puteți interveni în legătură directă cu noi sau ne puteți trimite mesaje, de asemenea și pagina emisiunii noastre, Sănătate înainte de toate Etno TV, vă stă cu tot dragul la dispoziție dacă aveți întrebări. Intrați acolo, ne lăsați întrebarea, iar răspunsul îl veți primi în direct în emisiunea noastră. Domnule doctor, ce este poliartrita reumatoidă? Poliartrita reumatoidă este o boală inflamatorie cronică care face parte din cadrul reumatismului inflamator, pentru că reumatismul articular poate să fie degenerativ, din care face parte artroza, sau inflamator, din care fac parte mai multe afecțiuni, printre care și poliartrita reumatoidă. Este o afecțiune cronică, după cum bine am spus, este o afecțiune care evoluează în general pe o perioadă lungă de timp și care afectează în primul rând femeile. 80% dintre cazuri, să știți că apar la femei. Și este o boală care afectează, sigur, în primul rând articulațiile, de aia se cheamă poliartrită, dar să știți că nu se oprește numai la articulații, fiind o boală autoimună, deci afectează și alte țesuturi, cum ar fi pielea, cum ar fi ochii, cum ar fi, eu știu, vasele de sânge, plămânii și alte organe. Ce țesut din articulație este afectat în principal și ce rol are? Da, foarte bună întrebare. De ce? Pentru că, vedeți, acest reumatism inflamator afectează în primul rând membrana sinovială. Deci este membrana care învelește în interior articulația și care are rolul de a secreta lichidul sinovial. De ce afectează un proces inflamator în primul rând membrana sinovială? De ce? Pentru că membrana sinovială în articulație este țesutul cel mai bine irigat. Deci are foarte multe vase de sânge care vin să hrănească această membrană și să secrete acest lichid sinovial. Lichid sinovial care are, sigur, efectul de a reduce frecarea în articulație, de a unge articulația, dar mai are un efect foarte important, acela de a hrăni cartilajul articular. Ce înseamnă boala autoimună, că tot ați amintit de ea, și cum se manifestă? Boala autoimună, vedeți, este o afecțiune, de fapt este un grup de afecțiuni, pentru că nu este numai o afecțiune, este un grup de afecțiuni care se caracterizează prin această reacție autoimună. De fapt, ce se întâmplă? Organismul nostru, în mod normal, are imunitate. Deci, are un sistem de apărare pe care îl activează atunci când este atacat de anumite lucruri, de agenți, virusuri, patogeni, bacterii, tot felul de... Exact. Acest mecanism este normal. Dar anormal este atunci când organismul creează acești anticorpi împotriva propriilor țesuturi. Propriilor țesuturi care sunt toate țesuturile și toate organele din organism și atunci apare această boală autoimună. Deci imunitatea, în loc să fie îndreptată, să fie de partea ta, luptă împotriva dușmanului. Împotriva ta. Se cunosc cauzele apariției poliartritei, având în vedere că este o boală autoimună? Să știți că cauzele foarte exact nu se cunosc. Deci sunt incriminate anumite cauze, să zicem. Gena, probabil. Gena, da, este în primul rând o situație genetică. Deci anumite gene care induc un răspuns anormal al acestei imunități. Mai sunt incriminate virusuri, deci anumite infecții care produc încrucișat niște anticorpi care atacă și țesuturile normale ale pacientului. Sigur, sunt multe cauze favorizante, să zicem așa,
Și aici, desigur că putem enumera alimentația, poluarea, fumatul, sigur că este o cauză favorizantă, greutatea. S-a observat că multe persoane cu obezitate dezvoltă aceste boli autoimune și aici s-a găsit și explicația de ce. De ce? Pentru că țesutul gras a crezut foarte mult timp că este doar un țesut de depozit. Deci sunt niște celule care înglobează grăsime și stau acolo în depozit. E, nu este așa. Țesutul gras este un țesut activ. El secretă inclusiv hormoni și secretă citochine care produc o inflamație, o metainflamație, deci o inflamație de intensitate redusă, dar care în timp, sigur, afectează și celelalte țesuturi. Cum știi, domnule doctor, că suferi de poliartrită reumatoidă? Cum se manifestă? Să știți că manifestările sunt evidente. Deci pacientele, pentru că am vorbit că sunt mai mult femei, au în primul rând o redoare articulară, o durere articulară cu redoare articulară. Deci ce înseamnă asta? Este în general descrisă acea redoare matinală. Pacienta se scoală dimineața și când vrea să se ridice, să facă primele mișcări, observă că nu prea poate să miște mâinile, o dor mâinile și nu are putere în mâini. Această redoare durează câteva minute, chiar o jumătate de oră, până începe se încălzește și își dă drumul articulației. Deci durere, redoare articulară, deci reducerea mișcărilor în articulație, articulațiile devin inflamate, deci se umflă, devin roșii, dureroase, sigur. Dar mai apar și alte fenomene și aici mă refer la oboseală. Apare o oboseală cronică și uneori, în perioadele acute de activitate ale bolii, apar chiar sufebrilități. Da, este ușor de pus diagnosticul de poliartrită reumatoidă? Dacă ne gândim că acele manifestări articulare sunt date de poliartrită, este ușor pentru că supunem pacienta la anumite teste ca să punem diagnosticul. Și anume, la ce mă refer? La niște analize de laborator. Analize de laborator care sunt cele uzuale, hemoleucogramă, VSH-ul, viteza de sedimentare a hematiilor, proteina C reactivă, fibrinogenul chiar. Deci astea sunt analizele de inflamație cele mai obișnuite. Dar dacă vrem să punem și diagnosticul de poliartrită, diagnosticul de certitudine, trebuie atunci să facem și alte analize, cum ar fi factorul reumatoid, niște anticorpi, sunt foarte mulți anticorpi care se testează pentru că apar anticorpi, vedeți, împotriva propriilor țesuturi. Da. Deci asta este partea de laborator, dar se mai pune diagnosticul și imagistic, adică se fac de la ecografie de părți moi, de articulații, de mușchi, de ligamente, tendoane și radiografii, pentru că apar în timp și modificări osoase în această poliartrită. Domnule doctor, avem un telespectator care dorește să intervină în legătură directă cu noi și eu zic să auzim cine dorește să intervină în legătură directă cu noi. Alo, bună ziua! Bună ziua la dumneavoastră! Cu cine avem plăcerea? Cornel mă numesc, din Ribița, județul Hunedoara. Vă ascultăm, domnul Cornel. Ce vreau să vă spun? Am dorit să intervin în emisiunea dumneavoastră pentru extraordinara satisfacție pe care am avut-o în urmă cu vreo 5 ani de zile. În 2017, mai precis, eu am avut suferințe groaznice cu spatele, cu coloana, cu toate astea. Și norocul și șansa mea s-a numit faptul, urmărind emisiunea dumneavoastră, sănătatea înainte de toate, să dau așa zis peste domnul doctor Cristian Bărbulescu, care îi mulțumesc. După emisiune am luat legătura cu dânsul, mi-a prescris tratamentul cu cele 2-3 produse de acești grași, le-am urmat exact așa cum mi-a prescris domnul doctor. Vă dați seama că am de 5 ani de zile pot să spun că sunt alt om. Aveam dureri groaznice, mă simțeam
ca un om terminat, fără poftă de viață, adică un om suferit. Iar datorită emisiunii dumneavoastră și datorită domnului doctor, nu aș vrea să fac cum îmi laude nimănui. O spun cu inima, cu sufletul deschis, sunt un om care am avut numai de câștigat prin faptul că am urmărit acea emisiune. Vă mulțumim din suflet. În poliartrită, domnule doctor, pe lângă tratamentele de sinteză, pot fi utile și cele naturale? Desigur. Poliartrita reumatoidă, vedeți, este o boală autoimună care necesită un tratament complex. Tratamentul, sigur, alopat, tratamentul de sinteză, este un tratament cu foarte multe, foarte multe posibilități. Dar vedeți că uneori este nevoie și de suplimentele acestea naturale care să ajute pacienții să depășească perioadele de dureri excesive, de, redori foarte mari. Deci este un tratament foarte indicat. Și la ce mă refer? Ce le recomandăm la acești pacienți? Un tratament cu preparatul cu acizi grași nesaturați, care ce face? Acționează pe membrana sinovială în primul rând. Vedeți? În poliartrita reumatoidă, membrana sinovială este țesutul cel mai afectat din articulație. Și acești acizi grași intră în structura membranei sinoviale și fac această membrană sinovială să fie rezistentă tocmai la atacul substanțelor inflamatorii, a citochinelor, care produc inflamația și această boală. Deci ajută membrana sinovială, dar mai are încă un efect, acest preparat, acela că are un efect efectiv antiinflamator dovedit. Dovedit și clinic, prin faptul și de laborator, prin faptul că se scade proteina C-reactivă la pacienții care fac tratament cu acești acizi grași nesaturați și este dovedit și printr-un studiu foarte interesant pe celule, pe care l-am avut ocazia să vi-l prezint cu altă ocazie, deci are un efect antiinflamator dovedit. Mai există un preparat de asemenea foarte bun, naturist, tot așa un preparat premium, care conține o substanță care se cheamă perluxan. Este o substanță deosebită, o substanță naturală, țin să subliniez, extrasă din plante, care are aprobarea FDA, deci Federal Drug Administration. Deci este o substanță care este testată, care este dovedită că are efecte pozitive și nu are efectele adverse ale antiinflamatorilor de sinteză. Ori acest preparat conține perluxan, conține un grup de vitamine și mai conține ceva, un extract de aloe vera, care este foarte important în poliartrita reumatoidă. De ce? Pentru că aloe vera are și un efect imunomodulator. Deci face ca imunitatea să se regleze. Pentru că, vedeți, fiind o boală autoimună, apare această dereglare a imunității. Domnule doctor, avem un alt telespectator care dorește să intervină în emisiunea noastră. Zicem bună ziua! Am văzut emisiunea noastră la televizor, am fost foarte impresionat de faptul ce îl dă la cei care suferim de anumite boli de către domnul profesor Bărbulescu. Da, i-am explicat, am dat telefon la dumneavoastră, am luat legătura, m-a sfătuit să iau, eu am avut probleme foarte mari la genunchiul drept și stângul, dar genunchiul drept fiind operat de două ori de ruptură de menisc. Acum mai aveți probleme? Nu? Mai administrați aceste produse? Nu mai am, deja s-au ameliorat aproape, nu pot să dau un procent, dar cred că spre 90% le am acum aici și în fața mea. Am urmat 3 luni de zile, așa cum a spus dumneavoastră. Sunt foarte mulțumit, pot să spun că dacă aș avea o putere așa mai supranaturală, l-aș ridica chiar la cer pe domnul profesor. Așa, domnul doctor Bărbulescu, eu sunt foarte mulțumit de cele indicate de dumnealui. Ultima dată mi-a spus acum ca să
timp ce iau cele două produse cu alte. Vă mulțumim din suflet că ați intervenit în legătură directă cu noi și vă dorim o zi frumoasă în continuare. Domnule doctor, continuăm cu aceste produse premium, produse ce ne pot ajuta în poliartrita reumatoidă. Cum ar trebui să administrăm produsele și sub ce formă se prezintă? Vreau să fac o precizare. Sigur, noi vorbim aici de poliartrită reumatoidă, dar putem să ne referim și la alte afecțiuni autoimune care pot beneficia de aceste produse. Sigur, putem să le administrăm. Aceste produse, în primul rând, sunt sub formă de comprimate, pe care le administrăm, sigur, individualizat, în funcție de afecțiune, de durata bolii, de greutatea pacientului și, deci, sunt produse care se iau pe cale orală, dar avem la unul dintre produse, adică la produsul cu acizi grași nesaturați, avem și un unguent care este foarte util de folosit, mai ales când articulația este inflamată, este dureroasă, este bine să folosim și acest unguent. Da. Domnule doctor, acum este momentul să ce? Să luăm o mică pauză. Exact. Trebuie să luăm o mică pauză de publicitate. Dacă publicitate nu e, nimic nu e. Așa că, dragilor, luăm și noi publicitate, dar să nu plecați. Revenim imediat. Am revenit, dragilor, din mica pauză de publicitate. Vorbim despre două produse din plante, produse ce pot fi folosite cu succes în poliartrita reumatoidă. Iar alături de mine este domnul dr. Cristian Bărbulescu. Nu uitați nici de numărul de telefon afișat pe micul ecran, 0736-502-479, număr prin intermediul căruia puteți interveni în legătură directă cu noi sau ne puteți trimite mesaje. Domnule doctor, cam ce se folosește în tratamentul alopat al poliartritei reumatoide? Este necesar să folosim o mulțime de preparate și alopate și aici mă refer în primul rând la antiinflamatorii de sinteză și aici sunt două feluri de antiinflamatorii, antiinflamatorii nesteroidieni și steroidieni, adică cei steroidieni sunt reprezentați de produse de cortizon. Să știți că cortizonul a fost primul preparat de sinteză care a dat rezultate, aș spune eu, excepționale la începutul anilor 20, atunci când a fost descoperit și pentru el s-a luat chiar premiul Nobel cu rezultate deosebite în poliartrită reumatoidă, numai că atunci când a fost nevoie să fie dat pe termen lung ca să-și mențină efectul, au apărut efectele adverse, care au fost devastatoare. Vreau să vă spun că unul dintre primii pacienți care a luat acest cortizon pentru poliartrită reumatoidă chiar a decedat în urma unor efecte adverse a unei hemoragii digestive. Deci, sunt tratamente care sunt utile, care mai sunt folosite și acum. Deci, se mai folosesc preparate de cortizon și acum, numai că sigur, sunt folosite în doze mult mai mici și pe perioade mai scurte de timp în cure. Ce mai folosim în poliartrită reumatoidă? Se mai folosesc tot preparate de sinteză, produse care, niște medicamente care produc o inhibare a sistemului imun, imunomodulatori sau chiar inhibă reacția imună a organismului. De asemenea, sunt preparate biologice, sunt preparate de generație mai nouă, biologice, care de asemenea au rol de a reduce această producție de anticorpi și de a reduce efectul anticorpilor asupra propriilor țesuturi. Sunt preparate foarte numeroase, foarte scumpe, și cu efecte, sigur, benefice asupra pacienților cu poliartrită, dar nu chiar la toată lumea și pot să vă spun că au totuși limitări la anumiți pacienți,
datorită efectelor adverse și contraindicațiilor. Pentru că nu toți pacienții pot să ia aceste tratamente biologice, să zicem, datorită unor afecțiuni pe care le au sau unor afecțiuni care apar datorită tratamentelor. Ar fi ideal, domnule doctor, să administrăm împreună tratamentul clasic cu cel naturist? Asta ar fi idealul. De ce? Pentru că, vedeți, în anumite situații avem contraindicații, avem reacții adverse la tratamentul alopat. Și atunci e bine să încercăm împreună cu tratamentul alopat și tratamentul naturist, care, vedeți, are efecte pe inflamație, reduce inflamația și acest tratament naturist poate fi luat pe perioade lungi de timp fără a avea efectele adverse ale celor de sinteză. Care ar fi efectele secundare la tratamentul de sinteză? La tratamentul de sinteză, vedeți, dacă ne referim numai la cortizon, efecte pe sistemul gastrointestinal, poate produce diabet, produce de asemenea o inhibare a glandei suprarenale, produce un Cushing iatrogen, așa se cheamă, o boală Cushing iatrogenă. O mulțime de efecte adverse, inclusiv depresie, poate produce tratamentul acesta. La celelalte tratamente biologice, să știți că apar infecții, pentru că inhibând reacția normală de apărare a organismului, apar infecții, apar tumori, apar o mulțime de efecte pe sistemul cardiovascular, pe sistemul renal. Deci sunt foarte multe efecte adverse pe care sigur că putem să le contracarăm folosind și tratamentul naturist care nu are aceste efecte adverse. În poliartrită, pe lângă tratamentul clasic și cel naturist, ce ne-ar mai ajuta, domnule doctor, să luptăm cu această boală, în măsura în care putem, bineînțeles? Sigur, sigur. Ideal este în această boală să facem o calitate a vieții mai bună a pacientului. De ce? Pentru că, până la urmă, evoluția uneori este spre invalidare. Deci, pacientul are nevoie de un ajutor pe lângă tratamentul alopat sau naturist sau și naturist, are nevoie și de alt sprijin, de măsuri igienodietetice, de exemplu. Foarte mulți pacienți ne întreabă, domne, ce dietă să ținem când avem această boală sau alte boli autoimune? Să știți că dieta este o dietă echilibrată, nu este o dietă anume, dar este bine ca această dietă să conțină toate elementele nutritive. Adică aici mă refer la proteine. Și dacă avem nevoie de proteine, avem nevoie de proteine și animale. Deci să folosim carne de pește, carne de pui, avem nevoie de glucide. Avem nevoie de glucide pe care să le luăm din fructe și legume, din cereale integrale. Avem nevoie și de grăsimi, să știți. Și atunci e bine să folosim niște grăsimi naturale, uleiuri naturale, uleiul de măsline este unul dintre cele mai indicate. Avem nevoie de fizio, de kinetoterapie, aici însă cu o indicație foarte bună din partea medicilor. De ce? Pentru că sunt perioade în evoluția bolii acestei autoimune, cum este poliartrita reumatoidă, când, de exemplu, kinetoterapia trebuie făcută cu mare atenție, pentru că în perioadele de acutizare ale bolii este indicat de pauză mai degrabă decât mișcare. Da. Unde pot găsi cei de acasă, domnule doctor, produsele despre care am vorbit astăzi? Produsele astea le pot găsi în lanțurile mari de farmacii, la magazine de produse naturiste sau pot fi comandate la numărul de telefon pe care dumneavoastră l-a afișat și la firma care le importă. Da, domnule doctor Cristian Bărbulescu, am ajuns la finalul emisiunii. Vă mulțumesc că v-ați făcut timp să fiți astăzi alături de noi și să știți că vă reaștept cât mai curând aici la noi. Cu mare plăcere, salut! Dragilor, dumneavoastră, dacă doriți să revedeți această emisiune, o puteți face mâine dimineață. Eu sunt Lăcrămioara Pralea. Vă doresc o zi frumoasă în continuare și nu uitați că fără sănătate totul este nimic, așa că aveți grijă de sănătatea dumneavoastră. O zi frumoasă tuturor! Acest program a conținut plasare de produse.